Presa occidentală a publicat desene și diagrame ale buncărului lui Putin, care se află pe teritoriul regiunii Krasnodar de la Marea Neagră. Planurile arhitecturale arată că tunelurile, întărite cu un strat gros de beton, sunt aprovizionate cu suficientă apă proaspătă sau echipamente de ventilație pentru a sprijini ocupanții zile sau săptămâni la un moment dat. Planurile buncărului de la Marea Neagră a lui Putin au circulat pe internet și au fost analizate de specialiști. Două tuneluri elaborate duc la buncăr, trecând pe sub complexul unui palat așezat pe o stâncă accidentată cu vedere la Marea Neagră. Dașa imperială a lui Putin, de 18 km pătrați și de miliarde de dolari, este izolată prin 70 de km pătrați de pădure și o zonă specială de excludere a zborului. Potrivit Insider, complexul subteran de sub palatul lui Putin este format din două tuneluri separate, conectate printr-un lift care coboară la 50 de metri sub suprafață. Planurile arhitecturale arată că tunelurile întărite cu un strat gros de beton sunt aprovizionate cu suficientă apă proaspătă, echipamente de ventilație și cabluri extinse pentru a sprijini ocupanții zile sau săptămâni la un moment dat. Ieșirile din acele tuneluri sunt vizibile chiar sub complexul palatului, pe stânca care se ridică de pe plajă. Tunelul inferior include o pasarelă mobilă care duce la ieșire. Toți liderii statelor nucleare fac planuri pentru situații extreme. Președintele SUA are un buncăr de urgență sub Casa Albă și Mount Weather în Virginia. Dar spre deosebire de facilitățile americane, complexul de la Marea Neagră a fost finanțat privat și rămâne în proprietate privată. Se pare că nu are ca scop asigurarea continuității unui sistem politic, ci supraviețuirea unui singur individ. Investiția lui Putin într-un complex de tuneluri de sub o casă de vacanță construită în anii când încă cocheta oficial cu integrarea rusă în Europa este o dovadă că de mult timp liderul rus s-a pregătit pentru amenințări și și-a asigurat evadarea. Cele două tuneluri au aproximativ 40 și respectiv 60 de metri lungime și 6 metri lățime, creând aproximativ 6500 de metri pătrați de locuit potențial, care prezintă semne că sunt rezistente la explozie. Atrag atenția în mod deosebit cele 16 suporturi pentru cabluri incorporate în peretele tunelului interior. Acestea sunt proiectate pentru cablurile conducte, care pot transporta energie electrică, iluminat, sârmă de cupru și cablu de fibră optică necesare unui post de comandă. Pe fondul protestelor în masă declanșate de ancheta video a lui Alexei Navalny din 2021, Vladimir Putin a negat că deține palatul de la Marea Neagră.